ca de fiecare dată, și ultima ediție din Agricultura la Raport a fost plină de subiecte de mare interes. Seceta și grindina au fost printre subiectele vedete, iar fermierii au primit confirmarea de la cel mai înalt nivel că autoritățile au capacitatea să-i apere de grindină și atenție și de secetă. Colegii de la știri au pregătit o sinteză din această ediție, sinteză legată de această confirmare liniștitoare pentru cei implicați în cultura mare. Discutăm despre lipsa precipitațiilor și despre acest sistem național antigrindină. E un sistem care funcționează în momentul de față? Da, funcționează foarte bine. În anul 2019 am protejat 1,5 milioane de hectare cu un cost de 13,6 euro per hectar. Am funcționat cu 64 de puncte de lansare, am funcționat foarte bine, iar în toamnă, conform prevederilor legale, am efectuat un test experimental cu aviația, unde am crescut precipitațiile în zona Bărăgan, Ialomița, Dulcea, Constanța, Brăila, de la 0,1 litri pe metru pătrat la 10 litri pe metru pătrat. Am făcut 7 intervenții cu mare succes. Deci, iată, România poate să facă și creșteri de precipitații. În momentul de față dispunem de toate autorizările necesare pentru a efectua această activitate.